Bună ziua, dragi șoferi, și bine v-am regăsit la canalul nostru. Astăzi vă vom prezenta o mașină destul de specială, un Ford Mustang, generația 5-a. O mașină destul de specială, de ce spun asta? Pentru că în România nu mai există niciuna ca ea. Are un kit făcut pe comandă de Shelby GT500. O mașină extraordinară. Hai să o cunoaștem împreună. Ford Mustang este o legendă a universului auto. Un model dorit și admirat de orice pasionat de automobile și care a evoluat timp de 50 de ani. Și probabil că nu se va opri aici. Este un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. A devenit o parte din istoria auto. Ba chiar mai mult de atât, este un simbol al culturii pop, chiar și cei care nu sunt pasionați de automobile, recunoscând fără probleme un Mustang. Un status pe care l-au atins extrem de puține automobile din istorie. Dar unde începe povestea automobilului cu nume de cal, sălbatic, american? Sau să fie nume de avion de luptă? Pentru a căuta începutul poveștii, trebuie să dăm timp înapoi până la începutul anilor 60, atunci când America se transforma. Începea o eră nouă, plină de viață. Tinerii americani doreau un automobil care se potrivească cu noul lor stil de viață, dinamic și exuberant. Nimic din ce exista în acel moment în oferta producătorilor americani nu se potrivea acestui profil. Ford plănuia un automobil cu un stil nou, iar prima înfățișare în fața publicului a fost sub forma unui futurist concept prestat sub numele de Ford Mustang 1 în 1962. Din acest prototip aveau să fie păstrate elemente pentru modelul de serie, dar acest prototip a și deschis apetitul publicului pentru model sportiv, un tip de mașină ce avea să inaugureze o nouă clasă numită de americani Pony Car, mașina Pony. Numele de Mustang indică și acum controverse, nu există niciun document oficial, iar amintirea celor implicați diferă. Se pare însă că numele avea să fie sugerat de către designerul John Najar, care a contribuit la desenarea prototipului Mustang, care era un fan al avionului de luptă P-51 Mustang, celebrul al doilea război mondial. Apoi, numele pentru modelul de serie a fost popularizat de către Robert G. Agert, unul dintre managerii market research de la Ford. Agert era pasionat de cai și admira rasa calului sălbatic american numit Mustang. Însă, departamentul de design prefera numele de Cougar sau Torino. Primul model de serie Mustang avea să sosească în 1964. Astăzi vă vom prezenta generația a 5-a, care a fost prezentată la salonul auto de la Detroit din 2004. Un Mustang total nou, bazat pe platforma 2DC, cu un design inspirat puternic din Mustangul original din anii 60. Stilul de design a fost numit retrofuturism de către șeful departamentului de design Ford. La lansare erau disponibile două propulsoare, un V6 de 210 cai și un V8 de 300 de cai. Deși accentul a fost pus pe performanță, Ford nu a renunțat la puntea spate rigidă, o soluție învechită și nepotrivită pentru un automobil modern cu pretenții sportive. Noul Mustang avea să devină un succes aproape instant, devenind extrem de popular în Statele Unite ale Americii și nu numai. În 2009, un facelift major avea să upgradeze designul, iar motoarele avea să primească câțiva cai putere în plus. Este cazul motorului prezentat astăzi de noi, care vine cu un V6 de 3,7 litri și 305 cai putere. Interiorul mașinii, după cum puteți observa, este unul care păstrează o linie retro. Ceasurile de bord au rămas puțin inspirate din anii 60-65, când primele modele de Mustang aveau ceasurile asemănătoare. Interiorul este unul specific american, cu mult plastic la interior și un interior destul de simplu. Scaunele din modelul prezentat de noi sunt făcute special, sunt scaune de Shelby, de Shelby GT500. Deci ne aflăm în Ford Mustang, generația 5-a, din anul 2012. Salut, Ache! Salut! Mulțumesc frumos că ai ajutat invitația noastră! Cu mare plăcere! Spune-ne, te rog, cum ați achiziționat mașina? Ce să spun? Mi-a plăcut modelul și îmi plac mașinile americane în primul și în primul rând. Da. Nu e o mașină foarte dotată la interior și foarte echisită, e mai clasică. Da, americanii de obicei fac mașini la nivelul ăsta. Dar exteriorul este un exterior spectaculos, cel puțin pentru mine, nu știu pentru restul persoanelor cum este. Am văzut, ați montat un kit Shelby, nu? Așa a venit mașina din America. România, din câte știu eu, este unicată, cum s-ar spune, cu kitul ăsta. E o mașină cu kit Shelby, cu motor de 3.7 de 305 cai. Da. Ce vreau să te întreb, ai avut probleme cu importul mașinii? Absolut nicio problemă. Nicio problemă, nu? Nu. Și multă lume este sceptic când aș cumpăra mașini din America, pentru că de obicei la ei le cumperi, dai banii și abia apoi îți ajunge mașina. Bine, eu am și un prieten
prieten al tatălui meu care este stabilit acolo de 20 ceva de ani. Am înțeles, ai avut un mic ajutor. Da. Și da. Prin el am luat-o. Cum, mașina văd că pe drumul ăsta se comportă destul de bine, adică nu cred că ai probleme cu ea, fiind și la, are un, o înălțime mai mare, nu este ca un supercar foarte, foarte jos, cred că la parcări la astea nu ai nicio problemă cu ea. Nu ai absolut nicio problemă. Cauciucul, am zis, ca un balon destul de mare. Exact. Este o mașină, la mine, practic, de a doua mașină, cum s-ar spune. Da, 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 da. Pentru că am vrut varianta manuală, nu cea automată. Da, pe să simți, adică, să conduci, că simți că conduci o mașină, exact, mașină sport, de obicei, după părerea mea, trebuie să vină numai în cutii manuale. Și asta este un model făcut pentru, mai mult pentru piața europeană, fiind un V6, și că americanii au motoarele lor, da, alea mari. Bine, la ei să deții o astfel de mașină cu motorul mare este și puțin mai convenabil, mai economic față de țara noastră. Vă spun sincer că dacă impozitul la noi în țară n-ar fi fost atât de, exact, multă lume am întâlnit care spun chestia asta. Nu mai luam Shelby vopsit, cum s-ar spune. Luam Shelby adevărat, nu? Exact. Cu cioara vopsit. Impozitul la noi omoară foarte multe mașini și foarte mulți proprietari care dorește să achiziționeze o mașină cât de cât cu motor mai mare sau mai... Da, astea la noi nu există multe mașini. Toată lumea are BMW seria 3 sau BMW seria 5 cu motor de 3000 maxim și cu M pachet. Și avem M-uri, M-uri tractoraș, cum se spune. Mașina trage foarte bine. Are un sunet. Cred că mașina asta nici n-ai nevoie de muzică în ea. Dacă ai pun să mergi cu ea. Sincer să fiu, nici nu i-am pus să are decât sistemul. Evacuarea este stop, nu? Evacuarea este stop, nu i-am făcut absolut nicio modificare mașinii. Este o mașină de care o scot în weekend mai mult. Și am înțeles. În weekend când am timp. Consumul bănuiesc că fiind un motor rezonabil, nu este consumul foarte mare. Undeva la 12-13, nu? Toată lumea se sperie de consum, că vai domne, mi-au motor mare, consumă mult. Da. Nu. Dacă mergi frumos cu ea, scoți și sub 12. Așa este. Știi că mașina asta, fiind generația 5-a de la Mustang, a fost primul model de la ei care a montat distribuție variabilă. Adică da, închiderea și deschiderea supapelor nu este egal. Au păstrat punte rigidă pe spate, de-aia mașina e puțin rigidă. Dacă ai simțit, nu știu dacă tu simți mai bine ce am simțit eu acum, mașina este mult mai rigidă pe spate decât pe față. Dacă... Și mașina asta, sincer, pentru drumurile noastre, e puțin ciudată. Mai iau câte un prieten și mă plâng și zice, băi, zice, ce dracu cu stroncăre, băi, curate, mă, stroncăre, mașina nu are absolut nimic. Da. Uite, asta e mașina, așa se aude. Aceea senzație am avut-o noi când am filmat un Nissan GT-R. Mașina aia în oraș, pur și simplu, dacă nu știi, zici că se rupe transmisia. Deci se rupe, așa se aude în auto, se rupe transmisia. Mașina asta nu scoate absolut niciun sunet, se comportă perfect și acum mergem la aglomerații. Mașina asta, bine, dacă te gândești, e făcută pentru așa ceva, e făcută să mergi cu ea. Să o exploatezi potențialul ei. Cutia văd că e foarte scurtă, treptele, foarte scurte. Da. Imediat. Chiar când am adus-o, la fel mi s-a părut și mie prima oară. Zic, băi, zic că... Cred că asta a apucat în America pe vreun drum de țară. Și am dus-o la test. Ne-a verificat, ce domnule, zice, ce e mașina asta, nu are absolut nimic. Și că toate că se zice că americanii, știi, nu fac interioare, cum se zice la ei. Îmi place foarte mult interiorul ăsta. E un interior... Au unele dotări cât de cât de lux pentru o mașină sport. De obicei, dacă te gândești, mașina sport nu prea vin cu lux. Asta se comparăm cu un Ferrari, de exemplu, ai ăsta, ai geamuri manuale pe Ferrari, nici covorașe nu ai, pentru reducerea greutății. Bă, că ai climă, scaune din piele, adică ai opțiuni normale, ca să zic așa, pentru o mașină. Este și, cum ți-am spus, este o ediție mai limitată, cum s-ar spune, pentru că așa a venit din fabrică mașina cu kit-ul ăsta de Shelby. Interiorul făcut cum este specific la Ford Mustang Shelby. Mașina absorbe foarte bine de nivelările astea. E
deci nu e chiar atât de rigidă pe cum se sperie lumea, probabil. Nu este o mașină obositoare, să chiar la drumul lung bănuiesc coloană, da, absolut orice piatră, cum s-ar spune. Și am înțeles că mașina este de vânzare, nu? Da. Pentru interesați. Mașina o am pusă de vânzare. Ce preț poți să ne spui? 26.000 de euro, ținând cont că mașina are, deci mi se pare un preț foarte bun. Și 30.000 de kilometri. Fiind și o mașină mai rară, cel puțin cu kitul ăsta, din câte am înțeles, este unicat la noi în țară. Eu, din câte știu, original. Nu am văzut. Din câte știu și eu la fel. Alta și tot ce am căutat. Din câte știu este la fel. Nu am văzut niciuna.